Domnule Petre, felicitări cu victorie mai mult smulsă decât obținută. Ați rămas pe primul loc. Cât de importante sunt aceste 3 puncte pentru moralul jucătorilor? Bună seara! Într-adevăr, o victorie foarte muncită. Nu ne-am mai confruntat cu asemenea situație, cel puțin de când am venit eu să câștigăm în minutul 93. Da, ce pot să spun, am avut ceva probleme, echipa adversă ne-a pus destul de multe probleme și s-a închis foarte bine. Au plecat destul de bine pe contraatac, mai ales în prima repriză, și au creat câteva, 2-3 situații importante. Și noi am avut câteva oportunități pe care, din păcate, n-am reușit să le materializăm. Însă, ceea ce mă bucură atitudinea jucătorilor în repriza a doua, faptul că nu au cedat și au crezut până în ultimul moment că putem câștiga. Și, într-adevăr, 3 puncte e foarte importante pentru noi în clasament. Mai sperați în minutul 92? Normal, că tot timpul vorbim și le explic, atât pentru faza de atac, cât și pentru faza de apărare, că meciul se termină în momentul în care fluieră arbitru finalul jocului. Până atunci, trebuie să sper că poți să dai gol sau să te aperi, să nu primești gol în minutele acestea de final. Sunt multe situații, la multe meciuri, când se marchează pe final, tocmai poate și din cauza lipsei de concentrare sau, nu știu, alte motive, și încercăm să ținem jucătorii cât mai focusați până la finalul partidei, până fluieră arbitru finalul jocului. După pauza de iarnă au început problemele ofensive pentru echipa dumneavoastră, care avusese un galop de sănătate în prima parte a sezonului. Cum explicați? Da, nu pot să zic neapărat un galop de sănătate. Într-adevăr, în prima parte a sezonului am marcat mult mai multe goluri. În partea a doua, de când a început returul și sezonul de primăvară, să zic așa, echipele deja știau cu ce au de-a face. S-au organizat mult mai bine și ne-au închis destul de bine. Importante sunt punctele, până la urmă, dacă câștigi la 3 goluri diferență sau dacă câștigi la un gol diferență, tot 3 puncte primești, așa că pe mine mă bucură faptul că a reușit să câștigăm 3 puncte. Așa de mult se resimte plecarea lui Denis Mann la echipă? Nu, cred că mai are rost să mai discutăm despre asemenea lucruri. Denis deja joacă la Parma, sper să o facă cât mai bine acolo, nu mai contează. Noi acum trebuie să găsim soluțiile în lotul care îl avem la dispoziție și să căutăm să marcăm și să câștigăm jocurile care le avem în continuare. A părut să fi un meci cu probleme de arbitraj, în sensul că parcă nu se regăsea nici arbitrul la fel ca și echipa dumneavoastră în unele momente. Ce s-a întâmplat cu Pintili? De ce l-a eliminat? Da, am înțeles că mi s-a reproșat faptul că a dat cu piciorul într-o minge. Pintili a vrut doar să dea o minge în teren ca să se execute mai repede acea lovitură. Nu, cred că a fost o greșeală foarte mare. În schimb, da, s-a creat o stare de, nu știu, așa, de iritare în rândul nostru, pentru că mai echipa adversă a încercat să fragmenteze, cel puțin în prima repriză, să fragmenteze foarte mult jocul și să tragă de timp, și poate din acest motiv. Dar, pe total, arbitrajul nu, față de arbitraj, nu pot să spun nimic. Ați apelat la o schimbare încă din prima repriză, l-a spus cu Vaidă. Care ar fi motivul pentru care ați făcut asta? Am văzut că a luat și un galben. Luase și galben, a mai avut după aceea un atac și foarte riscant, și plus de asta a mizat pe introducerea unui atacant cu revenirea lui Tănase în linia de mijloc, să putem miza și pe serviciile lui Vukusic. Urmează o deplasare la Arad, după care veți primi acasă vizita CFR-ului și a Craiovei, echipele care sunt alături de dumneavoastră în clasament. Câte puncte sperați să obțineți din aceste meci? Da, noi ne gândim în primul rând la următorul meci, cel de la Arad. Trebuie să mergem acolo, să ne pregătim cât mai bine și să încercăm să scoatem maximum. Într-adevăr, mai avem după aceea alte trei jocuri cu echipele din urma noastră. Meciuri dificile, meciuri grele. Vom vedea la momentul respectiv cum vom trata fiecare joc în parte. Ok, vă mulțumesc. Mulțumesc și o seară bună.